Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. Suntem pe Viper România. Uite-mă că nu sunt singur așa, băi, ciudățel îmbrăcat. Sunt aici cu Capitan Caporal. Ăsta e numele, Capitan Caporal. O să mergem să ne cumpărăm o mașină. Serverul ne pune la dispoziție 50 de milioane de început. Chiar sunt curios ce mașini vom găsi la banii ăștia. Era să uit, în seara aceasta la ora 6:30 ne vom găsi live stream pe acest canal. Live-ul îl aveți deja în descriere, dacă doriți să intrați acolo să lăsați un like. Vă las în continuare cu clipul, ne găsim pe live stream. Și ce putem să ne luăm inițial? Aveam o idee cu lănțic, dar am zis gata, Capitanul Caporal ia-o tălia. Și zic să ne creăm cât mai multe personaje de-astea. Le avem pe Grasul, avem pe Capitan Caporal, pe lănțic și momentan cam atât, că după deja prea multe și... Nu le mai ține, mamă, ce de mașini pe aici așa. Ce-au făcut băieții ăștia? Ia uite ăsta cu BMW-ul, wow, se vede că e șofer de BMW. Să mă omoare, fii atent. Mă, ăsta e de la gardă. Bine că îți trag picioare în cap. Ăsta e de la gardă, fii atent, care are luminile alea, îl vezi? Păi și ce? Stai că eu trebuie să mă duc acolo, dă-te așa că-s cu bicicleta. Ia uite, bă, băiatule, bă. O să mergem să ne cumpărăm o mașinuță și să vedem ce mai putem. Mamă, mamă, cum e Supra asta. O, cum se mișcă Supra asta. Mamă, oare cât costă? Sunt curios. Sunt foarte multe mașini, cred, la banii ăștia. Serverul este de tip medium roleplay și are niște chestii destul de tari. Ce era aici? Era prea fi un garaj. Wow, are chestia asta de pe Vanilla. Ia să vedem. Cred că acolo sus este, nu? Da. Lăsăm bicla aici și hai să mergem sus. Mă, ce-i cu ăsta, mă, de la poliție? Hai, urcați-mă asta, vă rog. Mamă, să mă întorc acum, să-i trag un picior așa, să-l dărâm pe scări. Ia să vedem, presupun că asta e ușa, mă, pare ușa. Uși? Gata. Bună ziua, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Clasă mică, compact, supercar. Cred că cu banii ăștia ne luăm un supercar, nu? Evident. Ia uite, 50 de milioane Bugatti ori nebunii. Nu era Bugatti 50, nu? Era 60, greșeala mea. Dar avem bani ăștia, fii atent că avem exact bani ăștia. Că s-a dat bonus când am intrat pe server de 10 milioane la tot serverul. Și avem exact banii de Bugatti și Ron. Doar că după rămânem puțin așa pe uscat, știi? Mamă, dar sunt mașini prea tari. Sunt mașini prea tari pe serverul ăsta. Wow, uite-l pe ăsta cum arată, frate. Ce e ăsta? Bine, scrie aici, dar eram așa mai... Ia, stai așa să încercăm mai multe, să vedem. Deci astea super sport, băi, sunt geniale. Ia să vedem, clasă compactă, supercars, sport, ce găsim la sport? Uite, Supra-ul e 30 de milioane. Și ăsta e foarte frumos. Trebuie să ne luăm ceva barcă. Rolls... Nu, e plictisitor, adică da, e o mașină mișto, dar e plictisitoare. Trebuie să luăm ceva distractiv. Hai să luăm Supra-ul ăla și să-l modificăm, zic. Test drive. Părea distractiv la băiatul ăla. Uite-l pe băiat ce costum are, ce frumos e îmbrăcat. Aici Capitanul Caporal cu papucii. Ia să vedem. Hop! Au! Uite de cap! Voiam să testez dacă merge chestiuța asta și apare că chiar merge. Și cred că va trebui să înșterg asta, e pe bune, e bicicleta personală. Și o chestie, s-a dus. Merge? A, ok, duie. Da, nu, și nu cred că o să pot să fac nimic pentru că nu mai pot să intru în ea, dar nu înțeleg de ce s-a blocat. Ei, nu-mi vine să cred, era blocată bicicleta și îmi place meniul ăsta de mor, deci e prea genial. E prea avem și telefon, dar meniul ăsta e foarte tare și la magazin mi-a plăcut că era efectiv H&M, știi? Adică scria pe chestia aia H&M și era foarte, foarte plăcut ăsta de îmbrăcăminte, adică era foarte ușor de navigat prin el. Gata, hai să luăm Supra. Bă, unde, ce se întâmplă cu poliția aici? Centura este pe, ia să vedem, o nimerim? Mamă, din prima am nimerit-o. Volanul? Băi, ce frumos e interiorul. Bine, e foarte frumoasă mașina, dar nu înțeleg ce se întâmplă. Mă, care-i treaba cu domnul polițist? Ah, s-a dus. S-a dus domnul polițist. Vine cineva, nu vine nimeni. Ia uite, pe joburi, pe nebunii, pe acolo.
Băi, ce frumos se mișcă mașina. Au făcut accident aici. Sau am avut eu un desing ce s-a întâmplat. A apărut domnul aici cu mașina cu tot. S-au făcut accident. Avem un Ferrari cu un Rolls pe acolo. Și două mașini. O, fii atent, încearcă să fugă și l-a blocat cu mașina. Ce se întâmplă? Cred că se iau ăștia la bătaie cu poliția, fii atent. Oricum, cred că îi vedem de aici, nu? Vreau să facem și mașina. Am văzut că băiatul i-a scos aripa asta de pe spate. The Wing. Mamă, ce tare este. Wow! Ok. Ok, ok. Cameră liberă, da, aș dori. Ăsta e prea top. Ăsta e prea top și sunt foarte ieftine upgrade-urile, ceea ce mi se pare genial, pentru că ouleu, mai avem? Ah, da, uite. O să luăm pe asta. Cum adică rusty? Da, nu știu ce se numește rusty. O să facem în blană. Apropo, serverul este nou, este în căutare de... Ce top. Este în căutare de staff, poliție, medici. Dacă doriți să faceți parte, aveți Discord-ul lor în descriere și acolo puteți primi mult mai multe informații decât... Ce face roll cage-ul ăsta? Mă gândesc să nu schimbe ceva. Fii atent, ți adaugă TRD-ul ăla pe spate. Așa, ia să vedem, punem și motorul. La jante neapărat nu-mi plac deloc. Și culoarea, să vedem ce culoare o facem. Ia să vedem, avem bară față. Deci asta este default-ul. Și asta e... Ce ai? Arată ce... Stai, ce? O avem deja. O avem, scuze. Pe spate nu putem... Stai, observați, aici e stoc, dar mie îmi dă alta. Wow! Da, o las pe asta fără număr, fără dale. Aparent am primit mașina cu... Xenon Headlight. Stai, poți să pui culoare pe faruri? Da, chiar merge. Mi se pare genial. Nu știu acum dacă avem voie cu neoane, nu știu, mă gândesc că dacă este un server de tip medium roleplay, oare avem voie cu neoane și chestii? Vreau o culoare foarte, foarte... Mie îmi place mov-ul, de fapt. Îmi place foarte mult mov-ul. Ăsta și la secundar aș merge pe un portocaliu sau ceva așa foarte, foarte ciudat. Mamă, deși și albastru ăsta arată foarte bine. Wow, dar uite ce nuanță îi dă. Domnul, feste... mai aveți mult? Imediat, domnul, să termine aici mecanicul, ce mai are și ies. Două minuțele, dacă aveți răbdare. Băi, o să merg pe albastru. Blue. Arată bine. Îmi pare rău. Wow, avem un meniu de stens. Ce să mai, că e țiplă. Niște jante albe aș vrea, deci mergem la SUV. Mamă, uite, jantele alea sunt destul de tari. În spițe. Și mi se pare că, da, nu se fac full alb. Nu, muscle, mă, unde mă duc? Ceva de genul ăsta aș vrea. Ăsta îmi place. Și hai să le punem albe. Albu... Ăsta, Ice White. Și ia să vedem. Custom Tires, frumos. Bulletproof și Black. Îmi place mult să modific mașini. Distanțiere. Mamă, e genial. E genial. Nu-mi vine să cred. Nu, nu vrem probleme cu garda pentru astea, deci le punem așa. Gata! Ia să vedem cine a ieșit la lumina soarelui. Ce am? Hai, că arată destul de tare. Arată destul de tare, mie chiar îmi place. Hai să mergem să spălăm. Wow! Mamă, câtă putere are mașina asta. Băi, e tare. Deci pentru un server care nu se vrea a fi... un hard roleplay, știi? Îmi place. E chiar foarte tare și cum se mișcă mașina asta. Wow, merge și Alin. Acum nici nu a apăs W și menține viteza destul de frumos. Wow, e o mașină genială.
Bine, nu am încercat foarte multe, dar o să ne luăm la cursă cu băieții. Cum ai băgat piciorul? Out. Direct suta. Când? Ce? Am uitat unde voiam la spălătorie. Hai că am intrat și eu. Deci fuge mașina asta, nu-mi vine să cred. N-avem spălătorie, nu! Pot să o spăl eu cu mâna? Știu că mai erau de-astea unde puteai să speli mașina cu mâna, știi? Ups! Se dă jaf la bancă, fii atent! Oh, am uitat că am volanul pe partea de alta. O să mai vreau să ne cumpărăm o mașină, pentru că asta nu o pot ține de daily car. Mamă, uite, fuge, fuge, fuge! Eu am plecat de aici, ești nebun? Hai să mergem să ne cumpărăm un daily car. Și să facem o cursă cu băieții. Nu vreau să o păstrez pe asta daily, pentru că e race car, știi? Și vreau să o menținem așa. Și vreau să ne luăm și un daily, orice mașină, ceva în patru ruși ar fi ideal. Dacă aș găsi și o furgonetă, aș fi cel mai fericit. Ia, băgăm un drift. Băi, e genială, tare. Dădeam tot o medală așa puțin. Era GT-ul ăla în parcare. Prindă sânge, ești metri. Hai să mergem să ne cumpărăm o mașină de asta de daily. Bine, o lăsăm acolo, nu o să o modificăm sau orice altă chestie. Dar în schimb vreau să facem curse pe bani. Uite, clasă, sedan, combi, SUV. Mi-aș lua un SUV, de ce nu? Și uite, bă, ce frumos e ăsta. Wow. Stai așa, să o luăm de sus în jos. Ia uite-l și pe ăsta, ia uite-l și pe ăsta. Bine, mă refer că sunt clasice, știi, arată foarte tare. Dar, uite, aș vrea modelul... Nu... Un Range Rover de la 2007 model nu sunt? Nu... Se pare că nu. Păi cred că... Ce să-mi iau? Mai avem 25 de milioane. Că aș lua-o pe asta, e foarte interesantă. Chiar e foarte interesantă. Hai să vedem ce putem să-i facem rapid și ei. Da, mă scuzați că mă iau cu modificat la mașini, dar mie personal îmi place foarte mult să modific mașini. Nu mi se pare plictisitor. Dacă vă vi se pare plictisitor, lăsați în comentarii. Dar... Wow, ce s-a întâmplat cu el, mă? Era așa frumos. Mi-au scos ușile, mi-au dat jante de-astea. Mergem să-l facem stoc, băieții. Opa, am zis că e drumul pe aici să mă bată. Mi-a dat tot o medală la mașină, uite-te cum arată. Și asta e destul de rapidă pentru mărimea ei. Doar că e pe viraje, e foarte... Oh, dar va trebui să așteptăm. Așteptăm ce să facem acum, că și băiatul a așteptat. Revenim când se eliberează. Pune-i centurica. Sau de fapt, ia stai așa. Hai să-i vedem motorul, sunt curios. Merge meniu? Nu știu pe ce este. Apare, nu-i pe butonul ăla. Bă, dar o spălătorie, dar chiar. Eu să-l întrebăm pe domnul aici și așa. Bună ziua! Domnule, grăbiți-vă, stăm la coadă de 20 de minute. Bună ziua, domn! Bună ziua! Aveți idee de o spălătorie aici și așa în zonă, că, aoleu, vei să murdări mașina? Da, da. Îmi puteți spune și mie unde este? Mamă, acum văd ce mașină are! Tichetul e trec, de-aia n-am făcut niciun tichet. Am făcut tichet? Ce m-am făcut tichet? Mamă, uite-o pe asta ce top e. Bun, revenim când băgăm mașina la servisat. S-a închis. Am înțeles, vă mulțumesc frumos. Cu plăcere. Deci aparent spălătoria este închisă din cauza coronavirusului. Bă, ați văzut că e unul aici lângă mine, ia. Nu mai e, era șasele. Cred că din cauza la tichet. Hai să mergem să ne facem și noi mașinuța. Opa, ce fac mă aici? Aoleu, dar ce scap mă pe aici? Ia, yeah. Ops. Să readucem la adevăr, grilă. Fender. Bine, mă gândesc că nu pare că le are stoc. Uite mă, altceva.
Îmi ia bani din bancă? Nu. Pot să-mi pun roțile normale? Cam atât ar fi. Îmi trebuie 800 de dolari, mă duc la bancă. Adică mă duc aici, că la bancă nu e variantă, că-s băieții. Ce se întâmplă cu ea? Parcă merge diferit de când i-am pus ușile și astea înapoi. Ia să vedem. Apasă alt. Nu, dar... Nu vreau să jefuiesc banca. Ia. Ops. Păi și merge, că acolo probabil sunt prea multe numere. Ah, gata, uite, merge. S-a updatat. Băi, GTR-ul ăla, vreau să facem cursă. GTR-ul ăla, așteaptă-mă să fac mașina. Mamă, avem și un Rolls. Ia să vedem cum ne... Ce repede se pierde controlul. Și cred că o facem roșie sau lime. Mergem pe lime. Categoric, pentru că e o mașină mare și o să sară instant în evidență lime-ul pe ea, știi? Hai să vedem, o ducem și la maxim direct. Ce să mai... Nu, ăsta nu. Suspensia nu o las, că... Ba chiar mai sus, că e mașină mare, trebuie să fie mare. Turbo... Cred că o să fugă și mașina asta de mănâncă nori, fii atent. Așa, bumpers. Mă, eu nu le-am stoc. Adică nu era bifata aia, știi? Ia, pot să pun? De exemplu, nu știu, verde. Ia, primary. Și mergem pe lime. Ceva de genul ăla. Mamă, ce top arată galben. Dew yellow ăsta, știi? Arată bine. Și la secundar oare face reflexii. Ok, da, aș dori o reflexie de asta așa super white ceva. Roțile, mergem pe cele stock și acum putem să-i punem în distanțiere. Asta e tare. Stai, putem? Nu putem. Accesorii, vom pune bulletproof și black, iar pe stensor vom pune distanțiere. Mamă, cum arată așa, wow. Ok, hai să vedem Windows. Apare nou efect. Cam atât. Cam aceasta. Uuleu. Copile, te calc, te omor. Uite, bă, domnul ăla. Domnul. Domnul, doriți să cumpărați o mașină? Un Porsche? Stați așa, domnul, imediat să... Cred că Nero, nu știu dacă e. Băi, e genială mașina. Copilul, îmi dai și natură cu ăla? Copilule! Dă-te jos din cart. Acum, să scoate unul pistolul, să stea cu... Nu uita, luați-l pe copilul ăsta din cart. Am un Porsche. Am un Porsche tunat la maxim. Dă-l pe... Și e negru cu roșu, dacă... Deci are, e un pic umat, cu metalic, așa. Domnul, nu sunt interesat de mașină. E nașpa. Pici, bă copile, de unde ai luat tu permisul la vârsta ta? Nu-ți trebuie permis la cart. Păi nu, dar n-are voie pe străzi europene. Păi cum n-are voie? Pe drumuri publice, nu străzi europene. Adevărat. Da, și aici e drum public. E parcare. Păi da, el merge pe un munte, nu m-a ajuns cu cartul aici, n-a ajuns. Is that a Supra? Face cursă! Copilule, dă-te jos! Haide! Ce-mi plăcea băiatul ăla, tot ce zi... Oh. Ce-i cu voi, bă? Dar nu-l aud! Nu, ăla-i. Abia pleacă. 170. Ce, dar ce să faci cu Lamborghini-ul ăla, că cred că are 350 deja. Mamă. Îmi plăcea de băiatul ăla, că tot ce zicea, bă, n-avea nicio noi, mă. N-am ce să mai, ce să-i faci, că... Tu prea așa în dreptul meu. Șefule. Tragi și tu mașina de pe autostradă, o oprești așa.
Să nu vine cineva cu viteză. Nu lovește nimeni, vreau dură. Haide, nu zic. Hai, du-te, urcă că vină cu ea. Ia să vedem. Wow. Wow. Wow, nu. Puțin, foarte puțin accelerez și vreau să zic că mă iau cu ăsta, dă-te așa. Mă, ce se întâmplă? Fac cursă. Viteză. Trage o cursă? Da, da. Până în oraș. Care oraș? În oraș aici, la noi. Păi, pe contrasens. Nu fac tati pe contrasens cursă. Nu fac cursă în contrasens. Dacă vrei, mergem până la primul de ăsta, să facem stânga pe autostradă. Bă, ce-s cu șoferii ăștia pe aici și amă? Nu te duci, mă, băiatule, mă, că am zis până acolo să facem cursa, nu să... Haide! Stai așa, că mi-e frică să nu dau într-un. Bă, ce fuge mașina asta! Fuge groaznic. Mamă, ce tare e interiorul. Hai, 3, 2, 1, haide! Mă lasă, băiatul. Mă lasă sau nu-i trage aia? Bine, și asta trage. Aaa, mă lasă. Mă lasă să câștig. I-am dat daună la Lamborghini. Nu! God. Sunt bine? Sunt bine. Ia să vedem mașina ce. Avem fața stricat. Mamă, i-am stricat Lamborghini-ul băiatului. Mamă, domnule, nu știam că e și alunecoasă autostrada. Domnule, m-am ruinat. Nu era mașina mea, da. Ce să fac? La cine să sun? La morgă să mă ia. Că nu mai. Cât costă, domnul, mașina asta? Costă 200.000 de euro. Aoleu. Stați, domnul, doar 200.000 sau 200 de milioane? 200 de milioane, mă scuzați. Aoleu. Ma, va lua cu leșin? Sună ambulanța să vină să ne ia. Rulează, rulează când ai două palme. Nu suna, rulează când... Nai. Uite două palme, acțiune. Haideți. Oh, ușor, ușor, m-a luat cu transpirație. Uf. Gata, domnul, sunt mai bine. Dați să chem pe cineva să vină să ne ia. De ce să ne ia, domn? Mașina vă este funcțională? Sau... Nu știu dacă putem ieși de aici, că este un fel de canal. Păi trebuie... Prin față, pe acolo, știu că se ridică așa terenul. Da, stați, da, așa, să vedem dacă mai pornește. Măcar să o repar așa, să-i dau cu un kit ceva, să nu observe. Merge. Pe ce pun semnalizările pe mașina asta? Da, mă, merge, mă. Mergem și o dăm cu kit. Eu repar băiatului. Ia să urcăm pe aici așa. Gata. O să mergem în oraș. Jucătorul a câștigat la giftbox. Am 100. O, merge să deschid și eu. O să duc repede la mecanic să-i pună puțin kit. Bine, să-i bine. Duc băiatului. Și la mine. Centenariu cu kit pe el. O să merg așa încetuleț. Și poate nu, ouăleu, și farul. Ce, că pentru un far la mașina asta cred că îmi vând Supra. Ce a mai stricat pe ea? Are număr de București? Gen B. Ah, ok.
farul mai merge. Ok, avem fază lungă. Salut, salut! Cu băiatul ăsta voiam să mă întrec, doar că s-a întâmplat. Nu să zic că, bă, de ce merge ăsta așa încet? Ne găsim în față la ăsta, la mecanic. Hai să vedem ce ne zice aici și a... Aute, cu 270 de dolari nu zici că a reparat mașina de 200 de milioane. Modificările nu au fost salvate. Nu contează, mă. Bine, da, nu rămân salvate pentru că nu este mașina noastră și din această cauză nu se salvează, dar... Mamă, și mi se pare că mașina mea... Nu mă vede? Bă, dă-te că îl iau la pompă ăsta. Vino cu aceea, că sparg gura în tine. Bă, n-ai văzut, mă, că eram acolo. Vii cu, da. Vii cu truck asta. Truck asta și lovește aia. Da, mă dau cu asigurarea. Nu, e domnule, că nu e mașina mea. Du-o și tu la ăla să-i facă kit-ul. Că abia ce am scos-o și eu de acolo, că am lovit-o. Și am dus-o aici la Georgica să-i pună puțin kit pe ea. Du-te, pune și tu acum pe spate, că i-au sărit acolo alea. Domnule, vă dau bani și faceți dumneavoastră, că acum nici mă grăbesc. Cum doriți, domnule, dați că mă duc eu. Dar nu m-ați văzut? Sau ce s-a întâmplat? Nu, nu vreau nimic, vreau pe telefon. Hai... M-am reparat că e scumpă. E scumpă, domnule, vă mulțumesc. Ca și cum. Bă, e simbun. Hai să mergem să reparăm. Dar n-are nimic. Aba, da, ba, da, ba, da, ba, da. Hopța. Ia să vedem. Gata, să mergem să înapoi mașina acum, să vedem unde le găsim. Ia, stai așa, vreau să verific foarte, foarte rapid dacă mașina mea este pe autostradă. Nu este pe autostradă, ceea ce este pe... Da? Am și o întrebare, dacă poți mă ajungi și pe mine cu un răspuns. Stai așa, vino jos. O întrebare, ia să vedem cu ce putem să-l ajutăm pe domnul aici. Vă ascult, domnul, ce este? Ce faci, Matale? În momentul de față sau... Nu, în general, e bine, sănătos? Sunt bine, sănătos, da. Ai idee și matale de unde poți mai și o jucărie alea? Nu știu, cu astea nu prea mă pricep așa. Da. Tocmai ce am venit de pe vas, domnul, n-am să vă zic. Și mișto pe vas acolo, alea, curve, petreceri, nebunie, a? Nu, e dobre că-s numai moși, numai de-astea. Zici să mor tu, dai Lamborghini. Nu, că nu e al meu. A, l-ai șparlit. Împrumut. Da, da, știu cum e, împrumutul ăsta și închide că te sun eu când ți-l dau înapoi. Nu-i problemă, stai liniștit că mă fac că n-am auzit. Ceva de genul ăla, să zicem. Da, numai că ești alb, nu ești negru. Las, nu-i problemă că și albii fac la fel. Mai rău. Da, cocoșule. Bine, hai, te pup pe bască. Sănătate, numai bine. Sănătate, salut. Pup-o pe Marcela. Cine-i Marcela? Bă, dar ăla chiar e cure, mă, frate. Băi, dar ce are omul să-l întreb, băi, băiatule? Tu nu vezi, mă? Băi, ce se întâmplă? Scuze-mă că te întreb. Că ai probleme cu vederea, că e a doua oară când te izbești de lucruri din fața ta. Spune, domnule, le-am gurgat, dar ce grație. Câți cai aveți, domnul, pe mașina asta? De vă două oficiatrice. Nu înțeleg. Trage, adică fuge. Fuge 200 și ceva, fuge liniștit. Vă băgați la o cursă? Nu, că acolo e un coleg de-a meu, știu că fuge. Nu, e domnul, eu am o Supra, aia nu e mașina mea. A, știu cum e, domnul, că discuția lui altcineva. Da, nu e mașina mea. Aveți Supra aia iar fugirea, lumea, cred că am dat fug cu pătețul ăsta. De distracție, domnul, că nu facem pe niciun ban. Nu știu, da. Sau dacă doriți să facem și pe bani, facem un curs așa mai lungă, cu viraje. Ceva. Chiar bani, vi dau pe ăștia înapoi.
Aia era pentru mașina aia, dar sunt acolo reparată. Da, sunt domnule, că a reparat-o acolo cu 300 de dolari, a făcut-o brici. Domnilor, nu veniți la cea mai mare petrecere din oraș? Unde, domnule? Unde-i domnul petrecere? La club. Singurul club din oraș. Haideți că sună interesant. Ia un ce petrecere fac băieții ăștia, că m-au făcut curios. Mamă, ce tare e mașina aia. Wow, așa se modifică Ford-ul ăla? Pare a fi Ford Raptor sau ceva de genul ăsta, nu? Voi lăsa și eu episodul acesta aici. Da, pica mare mașină, pă, mașină, ce să facem, mai așa e pe aici, pică mașini. Wow, ce frumos este Supra-ul ăla. Trage pe dreapta. Ok, noi ne vedem data viitoare, vă mulțumesc pentru toată atenția acordată, aveți IP-ul și Discord-ul în descriere. Repet, serverul nu e chiar unul de foarte mult roleplay din ceea ce observ, dar este distractiv să te joci, plus că sunt foarte multe mașini, le poți modifica, e un server de fun. Mai sunt și de acestea și calmea, e foarte calmea. Noi ne vedem data viitoare, pa, pam!